Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Fenomenul ăsta, deepfake, se tot extinde, aparent fără niciun fel de reacție din partea autorităților, nici măcar a rețelelor sociale pe care se desfășoară aceste campanii de dezinformare. Am vorbit zilele trecute, am auzit voci ale unor colegi copiate și folosite fără autorizație pentru diverse reclame, la fake-uri chinezești, Alex Grecu, Ciprian. Ah, era aici. Te-ai dat coleg cu țiriac și cu becali. Continuă acum deepfake-urile? Da. Să revenim. Zilele trecute, da, în timp ce tu erai în studio aici, da, mă, știu, am și dialogat chiar un pic. Da. Dar nu ți-ai notat, cred, și uite acum ce se mai uităm. Alex Grecu, Ciprian Ioana, voci fake. Da. Le-am înregistrat undeva prin telefon, că voiam să fac momentul ăsta. Ieri, în timp ce căutam subiecte, mă documentam pentru emisiunea de azi, am dat pe YouTube, am vrut să pornesc nu știu ce înregistrare și brusc mi-a apărut Gigi Becali la el în palat, într-un interviu cu un domn, un băiat, nu știu cine chiar. Și îți recomanda să investești. Da. Și recomanda o mare investiție care lui aduce, a pus 1700 de lei și acum are 8000 de lei. Era o chestie total realistă. Dar subiectul rămâne și avem niște sunete. Acum, ce se întâmplă? Radio are această particularitate. Nu poți să minți la microfon. Se simte imediat. Deci imediat simți când e ceva în neregulă în vocea celui care îți vorbește. Deci pe Gigi Becali o să-l simțiți imediat că nu este el. Dar când te uiți la imagini, imaginea te fură. Și dacă vezi interviul ăla pe YouTube cu Gigi Becali în fotoliu acolo lângă șemineu cu toate poleiala aia de aur peste tot și cu reporterul care îl întreabă, bă, te poți lăsa păcălit. Da, și sunt foarte bine sincronizate vorbele cu mimica gesturile și cu gesturile, da, exact, lui Gigi. Da. Deci ăsta sună cam așa, nea Gigi sună așa. Această oportunitate este disponibilă în mod real pentru cetățenii obișnuiți începând de astăzi. Scopul acestui proiect este de a arăta oamenilor că oricine poate obține profit din investiții, mai ales într-o țară bogată, da, în resurse. Puteți voi să le spuneți cum funcționează, desigur. Această platformă a fost dezvoltată... Dar într-adevăr, la Gigi Becali, sincronizarea vocei, imagine, da, e perfectă. Bun, mai înainte l-am găsit, a fost o discuție, premierul Marcel Ciolacu, copiat în același stil. Marcel Ciolacu, ce să zic, e 1-1. Bună seara! Astăzi vreau să vă împărtășesc o veste minunată care sunt sigur că va schimba viața multora dintre voi. Primul lucru care trebuie spus este că acest program este benefic atât pentru stat, cât și pentru cetățenii obișnuiți. Țara noastră primește resurse suplimentare pentru dezvoltare, iar da, aici le-a ieșit mult mai bine, da, îmbunătăți viața. Înțelegem că și după aia te cheamă să bagi bani într-o escrocherie. Te invită să bagi bani într-o escrocherie. Acum eu când l-aș auzi pe Marcel Ciolacu care vine și spune vreau să vă împărtășesc o veste minunată, eu închid televizorul și fug și încui și ușa. Dar sunt convins că sunt oameni care se lasă păcăliți. Mai ridică un pic. Și garantează siguranța investiției inițiale. Haideți să facem țara noastră mai prosperă și viața noastră mai stabilă din punct de vedere, bun, financiar. Ăsta este un fake. Dar este foarte interesant că și textele sunt adaptate la personaj în sine. Adică Ciolacu, el rostește un text în fake, în fals, care este ca și cum ar fi un discurs de politician aflat la conducere. Adică vorbește despre România, despre țara noastră, despre dezvoltare, după care te invită să bagi bani în prostia aia. Înțelegi? Adică e adaptat dincolo de voce și de imagine. Eu căutam în minte, iartă-mă, că semăna vocea lui Gigi Becali cu altcuiva. Da. Și uite, a scris cineva că seamănă foarte mult cu vocea lui Miron Cosma. Și dacă îi mai dai o dată play și ești atent, într-adevăr are ceva din Miron Cosma vocea. Această oportunitate, așa, ca fapt divers, este disponibilă în mod real pentru cetățenii obișnuiți începând de astăzi. Nu? Nu mi se pare. Scopul acestui proiect... Am văzut o secvență dintr-un interviu al lui Ion Țiriac, acordat mai de demult, Alexandrei Stoicescu, în studiourile de acolo de la Antenă, la fel, falsificat. Aici îți dai seama, pentru că sunt intonații ciudate, dar la fel, vocea este copiată foarte bine. Ion Țiriac, sunteți cunoscut în întreaga lume datorită declarației de VS că oricine poate câștiga peste 5.000 de lei românești în fiecare zi.
Această informație a șocat sistemul bancar românesc și a determinat mulți oameni să se alăture unei noi platforme care plătește zilnic participanților săi. Am investit cu adevărat 250.000 de lei românești în extracția resurselor românești prin această platformă. Iar acum, venitul meu lunar din aceasta depășește 500.000 de lei românești. Acești bani sunt considerați... Asta cred că a fost primul deepfake care a circulat masiv și au fost suficient de deștepți încât să taie partea aia mai nereușită cu Alexandra Stoicescu. Da. Și circula numai bucata asta cu Țiria, care spune că a investit 250.000 și a scos nu știu cât bani. Asta cred că a fost primul. Era pe toate site-urile mele de sport. Când intram, bing, apărea asta. Acum l-am găsit, sigur, și Muguri Sărescu, care a făcut și o sesizare la Facebook. Și Muguri Sărescu are un video fake. Și aici este total caragios, pentru că pare să fie o declarație făcută de la pupitru de la Banca Națională, inclusă într-un program de știri prezentat de Oana Andoni în fake de la ProTV, dar pe imagine apare sigla de la Digi24. Deci totul este un haos teribil și sună în felul ăsta. Deci Oana Andoni, introducând o declarație, așa zisă declarație, chipurile, un fals, evident, al lui Muguri Sărescu. 100 de lei la 90.000 de lei în prima lună. Guvernatorul Băncii Naționale și Bursa Română de Valori au creat o platformă financiară automatizată care vă va ajuta să generați venituri suplimentare. Aceasta este o nouă abordare pentru combaterea inflației și a sărăciei. După 9 luni de dezvoltare și teste de succes, suntem mândri să anunțăm lansarea unui nou program financiar care vă va ajuta să vă creșteți veniturile până la 90.000 pe lună. Parteneriatul cu Bursa de Valori va contribui la consolidarea. Înțelegeți în ce situație suntem. Iar Muguri Sărescu a și reclamat acest fals, care era sau este în continuare distribuit pe Facebook, iar Facebook i-a răspuns oficial că falsul, citez, nu încalcă standardele comunității. Deci vă dați seama în ce dezastru trăim? Majoritatea YouTube încasează bani și Facebook încasează bani ca să promoveze așa ceva. Majoritatea fake-urilor despre care vorbim sunt postate în ecrane publicitare, difuzate pe internet, pe Facebook, YouTube și așa mai departe. Ele deschid alte videoclipuri și e ciudat că, deși rețelele de genul ăsta, și Instagram, și YouTube, și așa mai departe, sunt foarte stricte, atunci când vrei să lansezi un spot publicitar prin care să promovezi ceva, sunt extraordinar de stricte. Trebuie să respecti o mulțime de condiții și așa mai departe. Promovează chestiile astea. Asta, adică lasă să intre bani în YouTube, de exemplu, cu niște fake-uri. Sunt ordinare chestiile. Dar sunt escrocherii, adică dincolo de fake-uri, ce încredere poți să ai în cineva care folosește un astfel de fals făcut cu sfidarea și fără acordul celor implicați, în care îți cere niște bani promițându-ți câștiguri fabuloase. Da, evident că este fabulos. Totalmente dubios. Da, noi observăm chestiile astea, că am vorbit mai devreme. Noi observăm că era sigla de la o televiziune, în timp ce reporterul e de la altă televiziune și așa mai departe. Dar pentru cineva care nu e atent la detalii, neavizat și dornic să câștige un ban, uite, mult mai ușor, e... Da, eu cred că este neapărat nevoie de reglementare în domeniul ăsta. Adică sunt o mulțime de probleme în rețelele sociale și pe internet, care țin de siguranța copiilor, care țin de siguranța fondurilor personale, care privesc discursuri, manipularea politică și așa mai departe. Până acum puteam să ne gândim, ok, libertate de exprimare, sunt niște limite, rețelele au făcut niște pași ca să blocheze pedofilia, de exemplu, imaginile care exploatează sexual minori. Dar deja vorbim de escrocherii puse la cale la nivel uriaș, adică care țintesc milioane de oameni deodată. Nici o escrocherie în țara asta, organizată de vreun privat, n-a putut să păcălească, n-a țintit milioane de oameni în același moment, așa cum pot să fac aceste videouri distribuite pe rețele sociale la care sunt utilizatori, practic toți românii, cred că 80% dintre români au cumva conturi pe aceste rețele, una din ele, Facebook, YouTube și așa mai departe. Deci e clar că trebuie făcută o reglementare cât mai repede posibil. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.